El a fost recent socru. A dansat și a chefuit la o nuntă de zile mari alături de cei mai dragi oameni. Au avut parte de o seară pe cinstă, iar impresiile vor fi ascunse. Vine să ni le împărtășească cu noi. Valeriu Gordineanu este alături de noi și mă bucur tare mult că este sănătos, frumos, noroc. Și bine ai revenit la noi. Până ajungem noi la nuntă, spune-ne, cum te simți? De fapt, ești printre prima care mă întrebi cum mă simt. Pentru că toți privesc spre mine, privesc la mine și au imagine foarte clară. Deci mă simt bine, jur, mulțumesc. După perioadă mă simt bine. Bine mă simt. A fost o perioadă mai dificilă, câteva luni. Nici nu vreau luni. Să vorbesc despre ea, fiindcă ea a fost. E vorba de trecut, corect? Nici nu vreau să vorbesc de dânsul, fiindcă acum mă simt bine. Am o mică problemă, sigur că am mai adăugat niște la greutate, dar nu e problema mea, sincer îți spun, sunt nevoit sau obligat nițel să mă ocup mai puțin cu sportul. Deci mi se interzice nițel sport, de aceea... Plimbări. Plimbare este unica ieșire de situație. E, și dans, că ați dansat la nuntă. Da, puțin, dar da. Da. Ia, povestește-ne cu cât timp în urmă a fost marele eveniment în familia dumneavoastră. S-a întâmplat acest lucru minunat chiar acum duminică. Deci duminică de la orele 4 seara până spre 4 dimineața. N-am dorit, fiindcă știam foarte bine că a doua zi este luni și lumea, e normal că nu n-aș fi dorit să stea lumea să aștepte, nu știu, obicei masa mare, mai știu ce mai este acolo. Am hotărât să facem nițel mai altfel, mai aproape de, și atunci am lăsat termen, timp pentru dans, pentru distracție. Care au dorit au rămas, care au dorit au mai plecat și spre casă, pentru că a doua zi era zi de muncă. Ați avut o nuntă mare sau așa? Mijlocie, eu s-o cot cu mijlocie, deci au fost invitați în principiu mai mult de doar numai rudele, dacă sincer să vă spun. N-am hotărât eu acest lucru, i-am lăsat voia soartei ca ei singuri să-și lămurească. Probabil că sunt prima persoană care foarte rar am îmblat anume la această nuntă, deci a fost ca să verific sala, să cu nevasta să privim care este meniul, ce se întâmplă acolo. Ha. Nu. Am înțeles că îi lăsăm pe dânsi. Dacă dau în bară, dau în bară ei. Dar noi ne scutim de... A fost bine. Eu s-o cut că a fost bine și mă bucur foarte mult de cei care și-au expus părerea și au spus că le-a plăcut. A fost o nuntă frumoasă. Haideți să vedem Miri. Să vedem noua familie creată. Avem și poze de la nuntă, evident. Ia uite! Cornelia și Simeon. Da. Minunat! Și de cât timp se cunosc ei? Ei deja locuiesc aparte, deci, din păcate, nu doresc nici de cum să fie cu noi. Și poate că și înțeleg. Și înțeleg. Deci au plecat, locuiesc în sectorul Ciocana. Și au închiriat un apartament, ei singuri. Zic, tăticu, mămica, nu vă supărați, dar nu avem nevoie de nimic, avem nevoie să fim singuri și singuri să ne rezolvăm, să ne întărească calitățile. De soț eu, și ea, și așa mai departe. Dar un an de zile deja sunt plecați. Deci după un an de zile, iată, acum s-a întâmplat momentul pe care l-am așteptat și noi și ei. Nunta frumoasă. A fost și un moment foarte emoționant, momentul în care ați dansat împreună cu Mireasa. Da, mă mândresc, mă bucur foarte mult și pentru mine a fost o noutate, fiindcă eu simt ca și urși, ca și dumneavoastră, personal, n-ați fost la curent, cum nici eu n-am fost la curent la acel moment. M-au invitat, am dansat sub o muzică aleasă de Mireasa. Aleasă de dânsii, probabil că de dânsii, da. O piesă în limba rusă. Nu am nicio pretenție, Doamne ferește, fiindcă nu în zadar se spune că unica traducere este muzica, deci nu are nevoie de traducere. Nicio muzica, da. Muzica este unica. Limbaj care nu are, da, care este universal, da, practic. Avem imagini video, ia haideți. Unde dansăm? Da, hai să le privim împreună cu cei eu de acasă. Eu n-am privit. Nu, nici nu vreau. Bine, eu țin așa să nu vă uitați. Dar voi cei de acasă priviți momentele, este unul foarte frumos. Câteva secvențe doar. Ați avut paparații la nuntă și n-ați știut?
Nu, n-am știut. Dar știți cine ne-a dat imagini? Ghiciți din două variante. Nu pot ghici, nu sunt vrăjitor, n-am idee. Poate că, mă gândesc, poate că Aurica, ceva, Aurica, poate că, da. Sau alte persoane. Că Aurica, cineva m-au telefonat și mi-au spus, privește pe YouTube, ai să vezi ceva. Sincer, uite, și Aurica îmi spune, mi-a trimis chiar ieri niște poze, zice, hai privește. Nu mă crezi, n-ai să mă crezi. Nu vreau să mă uit, nici nu vreau să mă uit. Nu știu din ce cauză, eu vorbesc de mine, nu vorbesc de ce. Îmi place foarte mult ce au făcut, cum fac, cum se comportă, dar... Aurica este persoana, probabil, care știe la sigur că niciodată. Chiar am avut emisiuni la Vorbe Bune cu Lilu. Ce? Și Aurica zicea, tu ai privit? Zic, nu, hai privește tu că eu mă tem. Da, n-aveți de ce să vă fie frică. Pe urmă îmi spune Aurica. Că te-am văzut. Foarte bine, a fost frumos, a fost calm, modest, bine. Așa. Plăcut. Foarte bine. Eu chiar sunt curioasă dacă o să priviți acest interviu. Numai decât am să o priviți. Asta promit față de toți spectatorii, de toată lumea. Și special față de Aurica, față de sora dumneavoastră. În aceste clipe este pregătit să ne cânte și o melodie. Dacă de obicei veneau aici în duet împreună cu sora Aurica Cordineanu, astăzi o melodie solo pentru voi cei de acasă. O declarație de dragoste. E prea puțin să spun că te iubesc. Eu te iubesc cum nimeni încă n-a iubit. Sunt fericit că în viață noi ne-am întâlnit. În inima mea scumpă, tainic, mai visez. Și veșnic îți voi spune, te să spun că te iubesc.
bine să scrieți comentarii și să mulțumiți acestor artiști pentru tot ceea ce fac. Ați observat sau ați, nu știu, de fapt ați zis că nu citiți comentariile sau nu vă uitați, dar comentariile oamenilor care privesc evoluțiile dumneavoastră aici la Vorbe Bune zic: mamă, vocea asta din copilăria mea pe care eu o cunosc, pe care am ascultat-o la Casa de Cultură din sat. Sunteți foarte iubiți și apreciați. Oamenii se bucură pentru revenirea dumneavoastră. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Haideți ca această piesă să fie un cadou și pentru dumneavoastră, deoarece e o premieră. Am uitat să vă spun, o premieră pentru dumneavoastră la emisiunea dumneavoastră Vorbe Bune cu Lilu.